Câteva cuvinte acum am să-ți spun. Nu că nu știi, ci pentru că azi e vremea, fiindcă-i anul 2000. Roata ce măsoară timpul în atenție să fie, fiindcă timpul prevestește că Iisus o să revie. Cele două zile care le-a numit că El lucrează, iată-le că s-au sfârșit. Și acum, totuși, ce urmează? El a zis, în ziua treia eu lucrarea isprăvesc. Iată că a sosit și vremea când surprizele pornesc. Timpul pentru lumea întreagă se înclină înspre apus, fiindcă începe pregătirea revenirii lui Iisus. A sosit și vremea noastră. Dacă vrem ai Lui să fim, pocăiților, e vremea noi să ne repocăim. Amin. Să nu fim ca o grădină fără fructul cel de soi. Azi e vremea, frați în Domnul, să ne ocupăm de noi. Căci ne-am învățat altora să le spunem pocăința, iar pe noi s-a pus rugina și dispare umilința. Pocăința e frumoasă numai când ești pocăit. Și lumina ta e lumină când tu ești un mântuit. Amin. Câtă vreme nu-i voință de a sorbi cuvântul sfânt, câtă vreme nu pui suflet de a fi viu orice cuvânt, câtă vreme nu-ți bate inima pentru Iisus, tu nu ești dintre aleșii pentru patria de sus. Tu ești un chemat de Domnul, însă nu ești și un ales, fiindcă nu-i voință tine, nu se vede interes. Cei aleși sunt calitate, sunt valoare, sunt izvor, sursă de alimentare pentru Domnului popor. Stau pe zid cu arma în mână și păzesc tot ce au primit, gata pentru orice slujbă, fiindcă este dăruit. Bătălia este mare, că Satan e disperat. Uriciunea pustirii ia în ploare în chip ciudat. Diavolul și-aruncă în luptă toată forța din infern, căci el știe ce înseamnă Dumnezeul cel etern. Tu, creștinule de astăzi, azi, în anul 2000, pentru cine ridici steagul? Tu cu cine vrei să fii? O armată! Fără arme nu-i armată, dragul meu. Bătălia va începe, coteles la apogeu. Pe cei care sunt credință, pe cei ce-s cu steagul sus, pe cei care sunt luptători din armata lui Iisus, vă trimit pe toți la arme. Dacă vreți să vă armați, să nu fim adunătură, ci biserică de frați. Vă trimit la o armură, nu în munții Apuseni, ci în epistola lui Pavel scrisă către Efeseni. Acolo Pavel ne spune cum să fim toți înarmați, că lui Dumnezeu armură, să fim bine îmbrăcați. Căci avem de dus o luptă. Ca să nu fii un învins,
numai, numai cu adevărul nici locul să l-ai încins. Ți-ai parte de ocrotire? Astăzi ține bine minte, platoșa neprihănirii să-l ție îmbrăcăminte. Ți-ai parte de victorii, de triumful biruinței? Ia deasupra tuturora marele scut al credinței! Dacă vrei să ai izvorul evangheliilor sfinte, râvna păși să-ți fie pentru tine încălțăminte. Dacă vrei tot intelectul pus sub forța ocrotirii, ia pe capul tău de acum coiful sfânt al mântuirii. Iar deasupra tuturora, și în bine, și în greu, ia și sabia, puterea cuvântului Dumnezeu. Ni se cer aceste arme să le avem, iubiții mei, căci acestea le-au avut cei din tâi rătăcei. Așa s-a pus temelia marelui original. Asta ni se cere nouă înainte de final. Nu o concurență oarbă ce distruge noi frăția, ce distruge caracterul. Și apoi țara, România, nu un egoism demonic ce pe toți ne-a învrăjbit și decât să fim toți una, mai degrabă la cerșit. Este vremea deșteptării din tot haosul creștin și în smerenie totală să ne pocăim. Amin! Asta este calea care ne va scoate la liman. Pocăința este calea ce ne duce în Canaan. Fie peste noi lumina adevărului de plin, iar voința de sfințire să avem mereu. Amin. Amin.